Alin, fii atentă. După compozitia, te-am adus din nou la concurs de construit, dar de data aceasta este un concurs mai special unde, Alin, înainte toate vreau să-mi spui tu ce crezi că ar fi mai diferit față de, de până acum, Alin. Păi, dar de unde vrei, mă, să știu eu? Că nici nu mai ninge, nu mai e zăpadă, nu mai are rost nimica. Da, Alin, nu e zăpadă, ai, nu facem cu zăpadă, dar facem ceva. Fii atentă, nu vreau să spun, Alin, vino repede aici că stară, dar înainte de toate, Alin, vreau să-ți dau și căscuța aceasta, Alin, pentru că am luat căscuța ca să ne mai auzim și noi foarte, foarte bine, să nu fie probleme, ai înțeles? Da, înțeles, am înțeles. Hai, Alin, hai. Atent, să vedem, deci fii atent, concurs de construit și citește tu aici ce scrie Alice aici. Concurs concurs de construit, temă liberă la alegere ce vrea fiecare, adică faci ceea ce îți trece ție prin cap, orice, nu e o temă specifică, ceea ce vrei tu, Alice. Da, bine, bă, tu iară nu mi-ai pus bani? Mă, băi, stai puțin, cum adică nu ți-am, a, iară ai furat, mă, Alice, și acum mă pui să spun bani, hai mă că ți-i pun și pe ăștia, Alice, uite, o să ai 200 de lei, Alice, dacă o să câștigi pentru data asta, dar fii atent că data trecută, bă, te-ai descurcat foarte bine, ai făcut omul ăla de zăpadă, genial, Alice, chiar mi-a plăcut nota 10, bravo, mă, ție, bravo, Alice, pe da, bune. Da, zic și eu, da, hai să începem. Gata, hai să începem, Alice, deci fii atentă, stai puțin, Alice, așteaptă, trebuie să folosim. Hai, că vreau să procedem. Da, folosim căscuța, ok, când ai ceva de zis, folosești căscuța, ok? Am înțeles, da, hai. Bine, pa. Ok, ceea ce este foarte bine, uitați-vă acum, deci, după cum puteți vedea, o să fie temă liberă la alegere, poate vă întrebați ce-ar fi interesant la asta, adică totuși e interesant și așa, dar uitați-vă ce am aici, dacă arunc asta pe jos, o să am invizibilitate pentru 45 de secunde. Nu vreau să o pun mai mare, vreau să fie așa ca să fie puțin și pentru mine mai greu, să vedem, să stau pe cum ar veni pe timp, pe cronometru, pe chestii de genul, ca Alice să nu mă vadă, pentru că eu vreau să copiez ceea ce a face astăzi. Adică o să-mi dau invizibilitate, o să mă uit acolo peste ea, ce face ea pe acolo, să mă duc repede la ea, în curtea ei, cum ar veni peste gard, cum ar veni trec acolo, și o să copiez fix ceea ce face. Să sperăm că nu face ceva cum a făcut data trecută. Că data trecută cum a făcut ea, omul ăla de supadă chiar n-am cum să reproduc, dar asta este ideea. Hai să vedem cum o să reproducem, dacă o să reușim să reproducem exact cum face Alice, pentru că nu folosim nicio chestie pe care o ce folosește Darusel, știți, Darusel de fiecare dată folosește numai hack-uri și chestii de genul magii de ale lui de la vrăjitoare, dar noi nu o să folosim nimic și o să facem cu mâna noastră, dar da, doar invizibilitate și atât. Și să sperăm că o să iasă totul bine. Scrieți-vă acum în comentarii dacă vreți să-l trăim pe Darusel și cu chestia aceasta și hai să mergem acum la Alice, trebuie să ne dăm invizibilitate, hai să vedem totuși dacă merge. Ok, da, ne-am dat o merge și vedeți că se mai vând niște particule, să sperăm că nu o să ne vadă Alice, că dacă ne vede o să fie cam nașpa, dar ia mă, hai să vedem ce face Alice. Mamă, deja s-a apucat, face aici gard. Mamă, ce face, mă, Alice, face paradă, ce face aici gard și de asta. Ok, fiți atenți, trebuie să mă duc repede să copiez asta, trebuie să iau gardul, trebuie să iau și asta. Nu o să știu de cât îl face asta, dar o să spună și noi, nu facem și noi ceva mai mare gardul și cam atât. O să facem treaba aceasta. După să vedem ce o să mai fac Alice, deci vedem că încă nu ne vedem. Mamă, stai puțin că am uitat că sunt 45 de secunde și trebuie să mă mișc cât mai rapid, pentru că acum în câteva secunde cred că o să dispare efectul, dar da, hai să ne apucăm aici să punem direct aceasta. Punem covorul roșu, practic nu știu exact ce face Alice, o biserică, un covor roșu, restaurant, nu știu exact ce face, dar cred că cam așa o să fie, nu mai știu exact cum făcut să ia acolo. Mamă, stai să nu se ducă efectul, trebuie să mă duc repede să văd. Ok, deci da, acolo nu s-a dus drept în față, s-a dus fix aici și da, uitați să mi s-a dus efectul fix acum. Bine că nu m-a văzut și aici o să vină foarte frumos gardul. O să fie un gard mai mare. După să vedem ce a mai făcut Alice, să sperăm că totuși nu o să-și dea seama. Chiar sunt curios totuși cum o să reacționeze ea când o să vadă că eu am făcut exact ca ea, practic. Bun, vedeți că am făcut asta. Nu știu dacă a făcut așa bine. Am făcut, n-am stat să număr cât a făcut ea, dar probabil a făcut curtea ceva de genul așa. Să sperăm că nu e mai mare sau mai mică, că altfel ar fi o problemă, dar în fine, nu contează asta. Acum trebuie să mă duc să văd ce a mai făcut acolo, dar înainte de toate vreau să folosesc căscuța și să o întreb. De fapt, puțin, îmi dau invizibilitate, mă uit la ea să văd ce face și în același timp o întreb pe căscuță să vedem ce dacă ne spune ceva, cum face acolo sau ceva de gen, dar hai să-mi dau invizibilitate acum. Și ok. Alice, mă auzi, Alice, ce faci? Faci pe acolo? Merge căscuța, gata? Ce merge? Ce se întâmplă? A, pe unde ești tu? Ce faci pe acolo, Alice? Mai ai mult de făcut? Adică ce ai făcut pe acolo? Ai să ne spui așa dacă te-ai apucat ceva de ceva pe acum? Păi da, am făcut aici un gărduleț, am făcut și o baie așa care încă nu-i terminată. Mai am. A, ok. Bă, Alice, nu știu, chiar da, tu ce faci acolo? Poți să spui așa o idee sau vrei să rămână secret? E, păi da, îți spun, cum să spun, secret? A, ok, deci nu vrei să spui, am înțeles, Alice, ok, nicio problemă, dacă nu vrei să spui, Alice, eu acum o să mă apuc și o să fac aici. Vreau să spun ceva, Alice. Alice, mă mai auzi? Stai puțin că nu mai foloseam căscuța, mă mai auzi? Te aud, ce e? Așa, fii atentă, eu vreau să spun că și eu am făcut ceva cu un gard, atâta zic momentan. Bine. Ok, deci fii atent, Alice, acum trebuie să mă apuc să fac treburile astea și hai că te las acolo, să faci tu acolo, cum trebuie să nu te mai deranjezi, ok? Ok, bun, perfect. Mamă, deci uite să puțin cât a făcut Alice, mamă, o să-mi ia foarte mult, uitați, gen, trebuie să pun aici blocul acesta de coarz peste tot, frate, adică durează foarte, foarte mult, dar, după trebuie să fac acolo, nu știu, a făcut o toaletă ceva, bă, dar oare ce face ea, mă întreb, dacă a făcut o toaletă, a făcut de
merita mai parcarea, cum ar veni un garaj, nu știu ce e aici, nu mai gard, aici nu știu, chiar nu știu exact ce face, dar să vedem și noi. După ce completez asta, cred că ar trebui să facă mult mai multe chestii, că o să-mi ia foarte mult să completez asta, dar mă rog, hai să completez asta, pun și acolo mica toaletă pe care ea a făcut-o și după mai vedem ce putem să mai facem. Într-un final am terminat și eu, am făcut și toaletele pe care ea le-a făcut acolo, sunt două toalete, vreau să văd totuși acum, vreau să mă uit ce a pus ea în interior, am făcut și aici, am pus chestiile astea pe aici, dar totuși cred că am făcut ăsta mai mare, dar mă rog, el mai mare, mai bine, putem să facem mai multe chestii în el. Poate o să mai fac eu ceva, dar nu, că vreau să fac exact cum face ea, dar să sperăm că o să facem, pentru că nu știu exact ce vrea să facă și mie că o să fie din ce în ce mai greu, dar nu știu. Bă, asta este un challenge și pentru mine, chiar dacă eu vreau să-i fac un prank, o să-mi fie greu și mie. Practic, într-un fel, e până la 1.55, dar hai să-mi dau din nou invizibilitate și să mă uit să văd ce mai face. Mă, de fapt, n-a făcut foarte multe chestii. Mă, ce s-a ocupat? Cumpără bilete? Mamă, ce mă, stai cu casă de bilete? Ok, deci trebuie să iau chestiile astea de aici, în primul rând. Și vreau să mă uit ce a pus în... Mamă, vezi că e mișto blocul ăsta. Chiar zici că e o toaletă. Foarte, foarte frumos. În partea asta ce scrie, mă? Staff only. Mamă, ce a făcut aici? Ia dacă deschid ușa, să sperăm că nu vede. Ok, deci cam așa. Da, a făcut ăsta. Trebuie să mă uit așa, este un cub din acesta și cam atât. Nu știu, dar mamă, trebuie să scriu și alea cu cumpără bilete. Mamă, o să-mi ia foarte, foarte mult, dar da. Nu ne-a dispărut asta. Să sperăm că nu ne-a văzut și acum trebuie să ne ocupăm. Deja am uitat sincer ce am făcut, dar cred că fac eu ceva de genul. Haideți, mă, că fac eu data asta. Nu vreau să fac exact la fel, că am uitat. Cred că chiar am uitat, dar de fapt nici nu mai știu cum îl făcuse, cât de mare era ăsta. Mamă, nu mai am nicio idee, dar cred că pe undeva pe aici să punem ăsta la jumate și erau două blocuri, ceva de genul, și după vine așa, cam ceva de genul, cred că era. Cred că o să-l las așa, deja m-am pierdut, tot să-l las așa, nu vreau să-mi fac așa, pentru că nu vreau să fie exact la fel, să nu bată foarte, foarte mult la ochi, că după o să zic că, bă, Rafael, ai făcut ca mine, dar nu ai făcut exact ca mine, dar am avut aceeași idee, nu știu cum am avut-o, dar în fine, ați înțeles voi care este treaba. Hai să terminăm căsuța și asta și după să vedem ce a mai făcut și acolo. Așa, mai pun asta aici, toaleta practicată, am făcut bine, nu cred că era exact așa, dar am făcut ceva de genul, știu că parcă erau mai multe sign-uri aici, în spate, știu că era staff only, acum mi-am adus aminte, ceva de genul era și da, nu vreau să fac, adică nu o să fac exact la fel, dar hai să vedem ce am mai făcut acum, Alice, chiar sunt curios ce am mai făcut și să vedem, mă, stai că trebuie să-mi dau asta de invizibilitate, era să mă duc așa, dar ok, 3, 2, 1 și să vedem ce am mai făcut, mă, ce facem asta aici, mă, stai cumva, vreau să fac, nu știu, cred că ceva, bă, cred că stai par de distracții dacă a zis că cumpăr casă de bilete, ceva de genul, cred că e un par de distracții, dar uitați-vă ce construiește aici, ok, trebuie să iau și eu astea să copiez și chestia asta aici, trebuie să copiez și chestia asta și astea sunt, da, cam atâta și în partea asta tot astea la fel cum a fost mai devreme și da, nu știu exact ce face. Vedem că aici s-a oprit, dar a făcut chestia asta așa. Mamă, deci o să fie din ce în ce mai greu. Chiar mi-e greu, nu știu exact cum o să fac, dar să sperăm că aici. Alice, mă auzi? Da. Păi, dar nu mai mergea căscuța. Am crezut că ai pățit ceva, Alice. Nu mai mergea căscuța. Am crezut că ai pățit ceva. De ce? Ah, da, bine. Hai, du-te odată la tine. Nu mai trișta. Da, gata. Mamă, era să... Bă, am uitat că am 45 de secunde și am stat prea mult. Nu trebuie să-mi dau asta de invizibilitate din nou și să mă uit. Ok, gata, e perfect. Hai să mă uit acum. Bă, dar nu înțeleg exact ce a făcut acolo, cum a făcut treaba aia, dar mă rog. Hai că facem și noi așa o schemă. Deci în dreapta, în partea dreapta. Facem noi o schemă cum o fi ea și să vedem. Poate nu este ceva, habar n-am, nu știu exact, dar să sperăm că totuși, bă, frate, chiar e greu asta, nu știu ce m-am băgat la chestia asta, puteam să fac eu construcții, scăpa mai repede, dar mă rog, am zis să fac treaba asta, hai, o facem și să vedem ce o să facă și Alice totuși, pentru că chiar e interesant, chiar sunt curios ce o să facă. Treaba asta era ceva de genul așa și aici în partea asta era intrarea, dar nu mai știu exact cum a făcut, cred că așa și a urcat prin partea asta ceva de genul acesta, nu mai știu exact cum a făcut, dar parcă să-mi aduc eu aminte, parcă așa era, nu știu, dar am văzut doar asta, nu știu exact ce face acolo. De fapt, cred că ar trebui să facem treaba asta pe timp, pentru că dacă îmi facem așa foarte, foarte mult, o să facă foarte multe chestii și o să-mi fie mie mai greu. Vreau să mă duc la ea să vorbesc prin căscuță. De fapt, hai să vorbesc acum. Alice, m-auzi? Sau de? Da, ce? Avem și o propunere, Alice. Parcă ar fi mai interesant dacă l-am face și pe timp. Dacă avem temă la alegere să-l facem pe timp, să nu stăm noi o grază de timp să facem asta. Tu ce spui? Bă, păi și spui abia acum. Păi hai să mai facem, nu știu, 5 minute, Alice, e ok? Da, bine. Ceva de genul, o să zic eu. În fine, Alice, ai fac acolo că eu deja m-am apucat, nu știu, adică mai am și eu foarte mult, dar am zis, bă, Alice, nu cred că are rost să stăm mai mult de atât, sincer. Da, bine. Bine, gata, ok. Mama, ok, deci hai să mergem și să vedem ce am mai făcut, Alice, bă, frate, cred, stai că încă nu mi-am dat asta, deci să sper, gata, acum, bă, de ce gata, credeam că nu mai merge posiunea, ok, vede, mamă, ce facem aici, uitați-vă puțin la Alice, câte face, câte chestii aici face, frate, uitați-vă pe bune, că nu-mi vine să cred ce vrea să fac aici, nici nu-mi dau seama, deci vedem că a făcut treaba asta, ceva de genul așa aici, ok, deci a pus treaba asta, n-am făcut
făcut-o, luăm ăsta, fugim acum repede și să vedem, mamă, deci o să iasă ceva, ceva foarte, foarte interesant, dar ceva ciudat, sincer, nu știu exact, dar deja am uitat, cred că deja am uitat, vreau să pun prima oară ceea ce n-am uitat, e treaba asta de aici și după vreau să, dar nu știu exact ce a făcut aici, nu că, bă, frate, nu înțeleg, da, cred că ar trebui să aștept totul să termine astea și după o să văd ce o să facă. Ok, mi-am pus asta de invizibilitate, uitați ce face Alex acolo, frate, eu cred că mă dau bătut, bă, eu nu prea pot să fac asta și, bă, am făcut asta, hai să zicem că într-un fel am făcut, dar aici, nu știu, o să încerc eu ceva, o să încerc să fac ceva, nu o să fac exact la fel, dar, mă rog, hai să-l furăm noi asta repede și să plecăm acum, să nu ne mai fac Alex, că poate îmi revine, aia cum am văzut data trecută, bine, că am avut eu o scuză să-i bag, ca și cum că nu se mai auzea căscuța, chestiile astea de genul, și aici cum a făcut, mamă, de, eu chiar nu mai știu exact ce a făcut, hai să facem și noi ceva așa, că nu știu, am văzut ceva acolo la ea, dar habar n-am ce a făcut, dar o să fac eu ceva random, bă, eu zic că nu trebuie să fie exact la fel cum v-am și spus mai devreme, o să fac eu ceva random aici, am văzut că pusese și niște de-astea, nu știu exact unde le-a pus, dar le pune și noi așa, random, nu vreau să mai fac altceva, cred că le-a pus ceva de genul așa, cum ar veni, cred că, băi, asta o să las așa, ok, cred că o să las așa, mă duc acum, dau invizibilitate din nou și mă duc să văd ce mai face, bă, dar de ce nu merge asta de invizibilitate, ok, încă o dată, gata, gata, perfect, vedem ce mai face acolo, mamă, bă, ce facem acolo, ok, ok, deci face ceva așa interesant, hai să copiem și noi treaba aia, că pare cât de cât, nu pare ceva foarte, foarte greu, dar, mă rog, bine, nu pot eu să fac cum trebuie, după cum puteți vedea, am făcut eu treaba asta aici, facem așa un rotund cum ne-o veni în cap și da, cam atât, mai mult atât nu vreau să mai fac, da, las așa random, asta nu mă mai ocup deja, o să iau, cred că o pauză, o să iau o pauză, dar de fapt știu că făcuse ceva aici, dar hai să facem și noi treaba asta, ce făcuse, nu știu exact ce mai făcuse, cred că tot o casă de asta de bilete, dar pentru partea aceasta și da, cred că o să las fix așa, mai mult atât nu vreau să mai fac, deja mă complic prea mult și na, nu are rost să fac exact la fel, că o să-mi ia foarte, foarte mult timp și deja, hai că o să mă complic eu în loc să... Da, ați înțeles pe care ideea nu mai are rost, sincer. Bun, am făcut și casa de bilete pe care le-a făcut acolo. Nu știu exact dacă am făcut așa, dar mă rog, asta o să rămână așa. Știu că a scris bilete roată, deci asta ar trebui să fie o roată, dar da, n-am, nu mai are rost. Acum trebuie să mă duc din nou să-mi dau invizibilitate. Sper să meargă de data aceasta. Ok, gata, merge. Și să vedem ce mai face Alice în partea aia, dacă s-a ocupat. Mă, ce pune? Am înțeles ce roată a făcut. Uitați-vă puțin că a făcut asta, trebuie să iau repede să copiez și eu astea. Copiez și eu astea așa ușor, ușor. Mamă, deci a avut o idee chiar foarte, foarte genială. Nu știu, îmi place ceea ce a făcut. Talis, dar da, uitați-vă și la roata mea, nu mai zic nimic. Dar ia pune și noi niște de astea random cum a pus și apa acolo și cam atât. Bă, arată ok, arată ok. Și asta, bă, cred că o să bată cam mult la ochi, dar mă rog, nu mai zic nimic. Aia, lasă că bă, am făcut noi după noi, nu ne-am luat după nimeni. Practic într-un fel nici nu exact la fel ca ea, dar ați prins vă ideea. Hai să vedem ce a mai făcut acum. Să sperăm că nu mai face prea multe, că o să -mi fie mie după prea greu. Mamă, ce facem acolo, frate? Uitați-vă câte chestii sunt aici. Trebuie să fur repede blocurile astea. Așa. Și așa. Gata, 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 să fug repede, fug repede, să nu se ducă invizibilitatea și da, acum trebuie să aștept să vedem ce o să fac acolo și da, cred că challenge-ul ăsta, n-aș vrea să repet și cu Darusel, nu știu, dați voi acolo că mi-am uitat like-uri și scrieți în comentarii dacă vreți, dar după mine durează prea mult și n-aș vrea să-mi bat capul, mai ales cu Darusel. Alice, am dat drumul la căscuță, să mă auzi că vreau să spun ceva, chiar vreau să spun ceva, pe bune. Da, ce? Am zis că nu mai stăm foarte mult, tu mai ai mult de făcut acolo sau ce mai faci tu pe acolo? Bă, eu vreau să-ți mai cer câteva minute că mai am acolo puțin. Mama, Alice, pe bune, adică trebuie să mai stăm câteva minute în plus, pe bune, să mai faci tu acolo? Pe, da, nu te mai plângi atâta, că am mai stat și eu după tine. Bine, da, ai dreptate, ai mesaj tu după mine ca să mai fac și ora, dar hai că te aștept, hai că te aștept, Alice, chiar, Alice, mă mai auzi, stai puțin, că uitați în căscuța, am zis că am stat după tine, ai dreptate, da, bai că te mai aștept, Alice, te mai aștept. Bine, așa mă gândeam și eu. Bun, mamă, ce face, mă, Alice, aici? Ok, deci s-a apucat la creație, bă, dar face prea multe chestii, după cum puteți vedea, face foarte, foarte multe chestii și mie o să-mi fie din ce în ce mai greu, vedem că a pus și chestii de-astea pe aici. Mă rog, nu știu exact ce face, dar asta este un par de distracții. Ceea ce știu este că e un par de distracții, dar nu știu ce face acolo. Trebuie să mă ocup din nou, dar de s-a spus să puțin că eu nici n-am văzut exact ce a făcut, de ce a făcut. Partea așa, în jos, ok, ceva o intrare așa, dar nu mai știu mai mult de atât. Cred că fix aici, în partea asta, facem o intrare așa în jos. Și da, să sperăm totuși că o să fie ultima construcție, pentru că, frate, e cel mai greu challenge pe care l-am făcut până acum, atât am zis. Într-un final, am făcut și o treabă aceasta, cam așa, din câte mi-aduc aminte, că am ceva de genul ieri, am mai dus o dată să mai văd și da, bă, nu exact la fel, dar e ceva de genul, măcar asta a fost mai ușoară decât asta, dar și asta arată interesant, sincer, și la mine, dar oricum nu se compară ce a făcut Alice, clar o să fie mai bine la Alice, pentru că am copiat după ea și clar, ea a făcut mai bine, pentru că s-a descurcat, ea știu ce să facă, dar acum trebuie să mergem din nou la ea, să vedem ce mai face, să sperăm că nu mai face prea multe, pentru că deja nu mai am răbdare, vreau să se termine mai repede, să văd ce reacție să aibă și chiar nu vreau să mai construiesc. Mamă, ce facem aici? Mă, ok, ce facem, mă, ring de
de dans sau ce face aici? Ok, ok, face foarte multe chestii. Vedem că pune acolo, deci trebuie să furăm și noi materialele astea. Iau materialul ăsta, ăsta și mai luăm și ăsta de aici și acum trebuie să fugim repede să nu ne vadă Liz. Deci am făcut treaba aceasta, trebuie să facem și noi o arenă din aceasta. Acolo umplem așa și da, bă, momentan arată cât de cât ok, nu cred că o să fie problemă mie. E undeva pe aici prin spate pe jumătate și da, hai să ne apucăm să facem și să sperăm că nu o să mai facă altceva pe lângă aceasta. Bun, am terminat. Am văzut că Alex a mai pus niște lumină pe jos, practic trebuia să aibă nevoie, adică avea nevoie de lumină, ci drept, dar ok, cam așa arată platforma mea. Bă, cred că asta o să fie total, pentru că bine, mai e un loc acolo, dar nu cred că o să mai facă, să sperăm că nu o să... bine, la ea o să fie mai mică, n-am făcut exact la fel, dar hai să ne dăm asta de invizibilitate din nou, să vedem ce a mai făcut Alex pe acolo. Chiar sunt curios care este treaba cu chestia aceasta. Mamă, bă, astea sunt mașinuțe, bă, da, la șmechire, bă, frate. Ok, bine, am crezut că mă vedeam. Deci, a, dar a făcut asta de două ori. Ok, hai, lasă că las cum l-am făcut eu, noi mai fac așa. Trebuie să iau astea repede de aici, foarte, foarte frumos. Deci a făcut mașinuțe de astea, mă, ce mișto arată. Bă, da, să descurcă, mă, Alice, bă. Bă, da, nu știu de unde Alice, dintr-o dată așa, parcă a început să se descurce din ce în ce mai bine. Chiar îmi place, chiar îmi place cum joacă, chiar îmi place, am și o concurență, chiar îmi place. Să vedem și de la Darcel. Știu că a făcut Darcel ceva odată, șmecher, dar parcă doar o dată, nu mai țin minte să fi făcut de mai multe ori. Dar hai să vedem, bă, deci era ceva de genul așa mașinuța. Hai că o las fix așa, nu o fac exact la fel, bă, arată interesant și la mine, de ce să mint. Pun și aici încă o altă mașinuță, ceva de genul așa, mă urc așa foarte, foarte frumos și mai pun și încă o mașinuță, o să mai pun, da, practic alea de ne-am văzut, bine, în partea asta știu că parcă era asta, cred că asta era, dar mă rog, nu o să facem exact, exact la fel, pentru că n-avem cum să facem și așa poate mai zice și Alex, bă, frate, cum a făcut, ok, deci vedem că face achievement-uri Alex acolo, nu știu care este faza, dar da, facem și asta, facem și următoarea și cam asta o să fie, sper că o să fie ultima construcție, o să vreau să vorbesc, de fapt, hai că vorbesc direct de acum. Alex, mă auzi, mă auzi, ce faci, Alex, mă auzi? Da, te auzi, zi, ce vrei? Mai e mult de făcut acolo sau termini? Bă, nu știu, tu să-mi spui. A, păi da, eu mai am puțin, nu mai am mult, adică nici n-aș mai vrea să mai fac, Alex, nu știu, eu te aștept pe tine, sincer. A, pe mine, da, bine, păi nu cred că mai durează mult. A, ok, Alex, hai că eu mai am aici de făcut, mai fac o singură chestie și cam atât o să fie, nu vreau să mai fac mai mult, ok? Ok, ok. Ok, perfect, ok, gata, gata, mai am de pus mașinuța aceasta, să punem fix așa aici și, bă, eu zic că o să fie, să sperăm că o să fie totul, să nu mai vrea Alex să mai facă absolut nimic. Bine, vedem că pasta am făcut-o puțin mai așa, dar mă rog, arată într-un fel ok. Punem așa ceva de genul, cred că așa. Bă, gata, o să las așa, nu vreau să mai pun nimic. De fapt, am o idee. Nu vreau să mai fac absolut nimic. Dacă mai pune Alice ceva pe acolo, nu o să mai fac. O să las fix așa, să vedem ce reacție o să aibă, pentru că o să fie o reacție cât de cât o să zic că, bă, de fapt, ăsta cred că nu m-a copiat, dar într-un fel m-a copiat, într-un fel m-a copiat, dar hai să vedem acum, chiar sunt curios cum o să reacționeze, dar prima oară vreau să, da, nu știu. Hai, mergem. Oricum o să vin Alice direct la mine, nu am cum să mă duc direct la ea, că știți că de fiecare dată Alice prima oară îi zic: "Alice, hai să mergem la tine." Ea vine direct la mine. Gata, mă, Alice, ai terminat și tu în sfârșit. Am terminat amândoi. Cum facem? Prima oară mergi la mine sau la tine? Știu că vrei tu mereu să mergi la mine, dar aș vrea să mergi la tine de data aceasta, sincer, Alice. Chiar mi-aș dori treaba asta, se poate? Bă, dacă mă rogi așa frumos, am să te primesc. Ok, ok, mersi. Mam, bă, ce... Alice, ce-ai făcut aici? Cum adică? Ghicește. Asta e un parte de distracție, așa am făcut și eu, Alice. Exact la fel, aproape. Bă, cum adică, bă, lasă vrăjeala. Uită-te pe aici, avem aici o roată. Păi deja știu, Alice, că e exact la fel ca la mine, aproape, Alice. Na, nu, că n-are cum. Păi așa am făcut și eu roata asta aici, în partea asta am făcut chestia aceasta aici și ia să uită, bilete bancă, mă, Alice, să mai copii acum, am scris exact la fel ca tine. Ce? Ce-a și tot pe mine, mă, ia, mă, hai, ia, stai cu minte, ia și uită-te aici și nu mai vorbi. Ok, ok, și aici sunt mașinuțe, da, știu, așa am făcut și eu, Alice, și mașinuțe, am făcut exact la fel, am făcut, Alice. Da, uite, de aici ai bilete. A, da, asta n-am făcut, asta cu bilete de mașinuțe n-am făcut, Alice, deci înseamnă că nu m-ai copiat, ok, ok, ok. Mă, Alice, bă, pentru că, într-un fel, ai făcut ca mine, bă, eu îți dau 10, pentru că ne-am gândit la aceeași idee, facem un par de distracție, Alice. Da, da, ia, hai să văd eu mai rapid ce ai făcut aici, că poate când ai trecut atunci te-ai uitat și m-ai copiat. Păi da, nu, că nu făcuse doar, făcuse foarte puține chestii, uite, că e exact aproape la fel, Alice. Ce-ai făcut aici? Bă, îți place? No. Îți place? E frumos? E frumos? E frumos, Alex? Îți place? Mările astea, nu, că ce asta, nu. Nu-ți place? Da, Alex, zi pe bune, nu pare... Mările astea, așa, bă, dar tu m-ai copiat? Nu te-am copiat, Alex, tu ai copiat pe mine. Eu? Tu ai mai venit la mine atunci, de unde să știu că nu ai copiat? Da, atunci când am venit la tine, am făcut să-i doar podeaua. Cum adică? Păi și poate ai mai venit, cine știe, ai mai spart pe acolo cât nu eram eu. N-am mai venit, Alex, zi pe bune. Îți place ce părere ai? Adică ți se pare mai mișto asta decât al tău? Du-te de aici, acum să mi se pare mai mișto. Ce-s mașinuțele astea? Zici că e scaun de gaming pentru uriaș. Bă, adevărat, zici de fapt că e un ușoricel, dar nu mai zicem treaba asta. Mă, Alice, ce nu te-ai așa la construcția mea? Că mie îmi place, bă, Alice, e foarte, foarte mișto. Mie îmi place, ție nu-ți place? Da, da, 100%, îți dau 7. 7?
7. Mersi, mă, Alice. Bă, dar Alice, da, nu știu. Dar de ce mai copii? Eu te-am spune. Ia stai, stai, așteaptă-mă aici. De ce mai copii? Spune și mie. Bă, adică să te copiez eu, bă. Păi, dar tu nu vezi că am făcut exact la fel? Păi, de unde știu că nu m-ai copiat-o? Ia zi. Păi, dar stai puțin. Ia, hai să vedem care e mai frumos. Păi, al meu. Bă, tu nici măcar n-ai cum să cumperi acolo bilete, intră hoții peste tine. Și ce așa de înalt? Și n-ai și tu un dublu strat pentru acoperiș? Nu vezi că aici e foarte subțire? Dacă e o furtună mai tare, așa, imediat îți cade în cap. Așa, și astea ce-s aici? 4-5 de-astea să te dai? Nu, n-ai oameni, nu, n-are cum. A meu e mai frumos. Ia, gata, hai că deja mă enervezi. Ok, Alice, pentru treaba aceasta, Alice, data viitoare. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez.